Ce este Hristosul? Hristos e Fiul lui Dumnezeu așa cum l-a creat El. E sinele pe care îl împărtășim, care ne unește unul cu altul și totodată cu Dumnezeu. E gândul ce își are încă locul în mintea care e sursa lui. El nu și-a părăsit sfânta casă, nici nu și-a pierdut inocența în care a fost creat, stăveșnic neschimbat în mintea lui Dumnezeu. Hristos e legătura care te ține una cu Dumnezeu și garantează că separarea nu e decât o iluzie a disperării, căci speranța își va avea veșnic locul în el. Mintea ta face parte dintre a lui și a lui dintre a ta. El e partea în care stă răspunsul lui Dumnezeu, unde s-au luat deja toate deciziile și visele s-au încheiat. El rămâne neatins de orice percep ochii trupului, Căci, deși Tatăl lui a pus în el mijloacele mântuirii tale, el rămâne totuși sinele care, a idoma Tatălui său, nu cunoaște păcat. Casa Spiritului Sfânt și acasă doar în Dumnezeu, Hristos rămâne în pace în cerul Sfintei tale minți. Aceasta e singura parte din tine care are realitate în adevăr. Restul e numai vise. Dar aceste vise îi vor fi date lui Hristos să dispară în fața slăvii lui și să îți dezvăluie în sfârșit Sfântul tău sine, Hristosul. Spiritul Sfânt se întinde de la Hristosul din tine la toate visele tale și le îmbie să vină la el să fie traduse în adevăr. El le va da pe visul final pe care l-a desemnat Dumnezeu să fie sfârșitul viselor. Căci atunci când iertarea se așterne asupra lumii și pacea ajunge la fiecare fiu al lui Dumnezeu, ce ar putea să mai țină lucrurile separate, căci ce mai rămâne de văzut în fața feței lui Hristos? Și oare câtă vreme se va vedea această sfântă față când nu e decât simbolul faptului că vremea învățării a trecut acum și că obiectivul spășirii a fost în sfârșit atins? Să încercăm așadar să găsim fața lui Hristos și să nu privim altceva. Zărindu-i Slava, vom ști că nu avem nevoie de învățare, de percepție sau timp, și nici alte lucruri în afara Sfântului Sine, Hristosul pe care l-a creat Dumnezeu ca fiu al lui. Lecția 273. Tihna păcii lui Dumnezeu este a mea. Pentru că suntem gata acum de o zi de netulburată seninătate. Dacă nu e posibil încă, suntem mulțumiți și chiar mai mult decât satisfăcut să învățăm cum putem dobândi o astfel de zi. Dacă cedăm vreunei tulburări, să învățăm cum să o înlăturăm și cum să revenim la pace. Nu trebuie decât să spunem minților noastre cu certitudine. Liniștea păcii lui Dumnezeu este a mea și nimic nu va putea tulbura pacea pe care Dumnezeu însuși i-a dat-o fiului său. Tată, pacea ta este a mea, ce nevoie am să mă tem că pot fi lipsit de ceea ce vrei tu să am? Nu pot să pierd darurile pe care mi le dai, așa că pacea pe care i-ai dat-o fiului tău mai este cu mine, în liniște și în propria mea iubire veșnică față de tine.